Iată, județul Prahova încet, dar sigur, devine o casă, să spunem așa, pentru sportul nostru național. Așa este, doresc să devină capitala sportului național, adică Oina. 3 zile de competiție în județul Prahova, în municipiul Ploiești, o adevărată istorie pentru sportul nostru drag. Cum a fost până în acest moment competiția? Competiția a fost la un nivel foarte ridicat, ținând cont de pregătirea fizică, tactică și psihologică a sportivilor. Fiecare echipă a venit foarte bine pregătită din toate punctele de vedere. Mi s-a părut, adică, de la o competiție la alta, un grad foarte ridicat de înaltă performanță. Apropo de performanță, o performanță și pentru clubul tău? Așa este, pentru Clubul Sportiv Ambiția, o performanță istorică, locul 3, la diferență de un punct de titlu, în care ne-a ambiționat și mai tare. Sportivii noștri au fost foarte bine pregătiți fizic și psihic, dar și tactic, și ne-am luptat cu cele mai bune echipe din țară, cu tradiție în Oină. Vorbeam aseară cu un profesor antrenor și mi-a trimis ceva fotografii din anii 40 cu bunicul, cu tata, inclusiv cu dumnealui, practicanți de Oină. Adică noi ne luptăm cu cele mai bune cluburi, cu o tradiție în Oină, care Prahova nu are tradiție în această disciplină și ramură sportivă Oină. Dar creați voi această tradiție, încet, dar sigur, că a venit acum prima piramidă, să zic așa. Așa este, dacă am înființat echipa de fete, de senioare, uitați că acum avem și echipa de juniori, foarte bine pregătită, sunt foarte motivați, sunt din toate punctele de vedere, își doresc următoarea competiție, ne dorim următoarea competiție să urcăm din nou pe podium și să arătăm încă o dată că Prahova este o forță în această disciplină națională. Și ca să încheiem acest interviu, ce mesaj ai pentru iubitorii sportului nostru național? Eu am un mesaj pentru toți românii, să vină să practice sportul național, indiferent de vârstă, indiferent de sex, pentru că trebuie să ne iubim sportul național. Nu este foarte greu de practicat, este o disciplină foarte frumoasă în care ar putea să vină să o practice și alții profesori cu sportivii din alte discipline și la mulți sportivi chiar îndemn treaba aceasta, cum ar fi box, lupte, pentru că te ajută foarte mult la sprint, la eschivă sau și practicanții de arte marțiale. Felicitări, o performanță frumoasă, cum a fost competiția de la Ploiești? A fost foarte interesantă, plină de surprize și, din punctul meu de vedere, chiar a fost frumos. Ce te atrage pe tine să practici sportul național? Cu echipieri. Mă bucur că suntem o echipă din aceeași comună și asta mi se pare cel mai important lucru în echipă. Ce spune unui copil care mâine ar vrea să apuce să oie? Ce spate e? Să se apuce cu toată încrederea că e un sport frumos. Ești tânăr, unde te vezi în sportul național în câțiva ani? Care e cea mai mare dorință? Probabil la competițiile de seniori. Asta mi-aș dori. Felicitări, o performanță frumoasă. Cum a fost competiția de la Ploiești? A fost cam dificilă, dar ne-am descurcat cu bine și suntem campioni din nou. Ce ați avut în plus față de celelalte echipe? Unde credeți că poate? Păi avem multă ambiție și suntem obișnuiți cu locul întâi. N-a fost așa de greu. Locul întâi e la juniori, dar adevăratele competiții, cele mai tari sunt cele la seniori. Când te vedem pe fiecare echipă? Deocamdată sunt la Straja București și să vedem, vrem să ne facem și noi echipă peste câțiva ani. Ce spune unui copil care ar vrea să apuce de oameni să practice? Să facă multe antrenamente și o să ajungă bine. O performanță frumoasă, cum ți-a părut competiția aia de la Ploiești? Foarte frumos, pentru că e prima dată când joc. Prima dată? Da. Și cum te-ai îndrăgostit de sportul nostru național? Am vrut să încerc și eu. Prima dată am auzit la școală că o să se facă echipă de oină. Și în ziua aceea m-am dus la Balabason și mi-au reușit bătăile de un punct. Și de atunci te-ai îndrăgostit de oină și unde te
visezi? Care este visul tău în sportul nostru național? Să ajung cel mai bun jucător din întreaga... Întreaga. Oi, nu. Înțeleg.